Bravo! A, păi de ce nu zici, mă, că e așa? Trăiți ar familia! Eu vreau să iau pe partea asta! Pe cea mai înaltă dintre dunele de nisip din Parcul Național Altyn Emel. Li se spune dunele care cântă, asta pentru că în anumite perioade ale anului, atunci când bate vântul, dunele acestea scot niște sunete ciudate, ce se aseamănă cu un cântec. Ca să vizitezi Parcul Național Altyn Emel, ai nevoie ori de super aptitudini de șerpași, ori de un ghid, pentru că accesul în parc se face prin niște drumuri de pământ încălcite, evident nu există indicatoare, iar dacă există, bineînțeles, sunt în rusă. I'm Christian. Yeah, my name is Sehyun. It's Korean. Korean? Yeah. Yunus? My trouble? Yeah. I'm start August 10 in Korea and go to shipping to my motorcycle and me in Vladivostok. So Vladivostok, my colleague? Yeah. And go to Ulan Bator. I'm trip Mongolia 25 days. Yeah. And now here, maybe 2 months more, I'm troubled. World and go to my home. Okay. Stay. rezerva mea și rezerva ta sunt praf, nu pot fi folosite, sunt înțepate mai multe locuri, una a făcut explozie. Am întâlnit o oameni foarte de treabă, bacteri și azamat. Mi-au invitat oamenii la un ceai. Da? Să ne încălzim. Păi, să vezi. Yes! Camera. Motor să vorbim. Cum mă ok? S-a făcut târziu, e aproape ora 8. Noi n-am reușit încă să reparăm motocicleta, n-am reușit să plecăm de pe loc. Chiar dacă am primit ajutor, se pare că se întâmplă ceva, camera noastră se tot înțeapă. E mic? A, când e? Mă duc o revoluție? Tocmai de aceea, alături de prietenii noștri, ne-am hotărât să facem o mică inspecție a jantei pe interior și anvelope pe interior, să nu fie ceva care ne tot înțeapă camera și să putem pleca până la urmă dimineață de aici. Da, gerekli siz gibi işiteceğiz Baba,